și cu sprijinul protopopiatului ortodox român, am hotărât să organizăm și un concert de colinde. Mai ales că ne aflăm în această perioadă binecuvântată, când ne pregătim fiecare dintre noi pentru mare praznic a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. În această seară avem bucuria să-i ascultăm pe câțiva colindători dragi sufletelor noastre, care întotdeauna au răspuns pozitiv la evenimentele organizate de noi până acum. Astfel că sunt alături de noi, dar în mod deosebit alături de Iasmina, Părintele Ovidiu Marțiș, Părintele Marius Ciprian Pop și tânăra Andreea Ciube, care o locuiește pe Oana Boza, care din binecuvântate motive nu a reușit să ajungă în această seară în mijlocul nostru. Înainte de a asculta pe cei prezentați, Dumnezeu a rânduit ca din inima Maramureșului să ajungă la Dej în această seară cu colinda un tânăr deosebit, pe nume Vlad Verdeș, însoțit de câțiva teologi. Cei pe care vom asculta în această seară nu au nevoie de nicio prezentare. Prezența lor aici spune totul. Deci primul care ne va colinda este Vlad Verdeș. Îl ascultăm cu mare drag. Îl primim cu aplauze. Care să ajute cu cât pot fiecare pentru
chiasmina. Ne putem gândi că oricare am fi putut fi în locul ei, dar Dumnezeu este mare și are grijă de noi toți, în final, ca toate să iasă așa cum trebuie. Află iesnea lumină.